Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei A8 -a pentru anul școlar 2019-2020 a fost actualizată. Printre modificările făcute se numără următoarele. Elevii aflați în izolare sau confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. Din structura programelor pentru disciplinele de examen au fost eliminate conținuturile aferente semestrului al doilea. Contestațiile pot fi depuse și prin mijloace electronice. Supravegherea probelor scrise este asigurată pentru fiecare sală de minimum un asistent cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba. Înscrierile elevilor pentru evaluarea națională vor avea loc în perioada 2-5 iunie. Testările vor începe pe 15 iunie. Copiii vor avea de susținut două probe, una la limba și literatura română pe 15 iunie și una la matematică pe 17 iunie. Cei care vor da examen la limba și literatura maternă sunt programați pe 18 iunie. Primele rezultate vor fi afișate pe 22 iunie. Tot în aceeași zi, în intervalul orar 16-19, precum și a doua zi, pe 23 iunie, între orele 8-12, cei nemulțumiți de note vor putea depune contestație. Rezultatele finale le vor afla pe 27 iunie. Metodologia, precum și calendarul evaluării naționale, au fost publicate în monitorul oficial.